au fost convinși astăzi să nu mai arunce gunoiul pe geam. La voia întâmplării s-a întâmplat în cadrul programului Tu și Umbrela Verde Mereu Aproape. Bucureștenii au primit sfaturi de la Fundația Mereu Aproape și Poliția Rutieră. Vă rugăm să nu aruncați... și cercetare penală în privința prejudiciului a fost dispusă de asemenea începerea urmăriei și au ajuns acum experți în căutarea și salvarea victimelor în caz de catastrofă sau de accident. Patrupedele și instructorii lor speră să oficializeze colaborarea. Sunt acei oameni care se ocupă de cum trebuie să arate hainele. Da? Ei creează diferite modele, după care aleg forma și culoarea materialelor și abia atunci le dau spre continente. Matematician, informatician și diplomat Dan Zamfirache a lansat până acum 4 volume tipărite în format electronic, prin care cititorul poate să călătorească în Grecia. Reprezentanții unei fundații pentru protecția animalelor au demonstrat acest lucru și au format prima echipă de câini utilitari. Doamne, tu ce oare ți-am greșit? Că-și prea mult, Doamne, mai pedepsi. Zi și noapte. Dar nu s-a înțeles că a văzut un parlamentar dacă lucrează o zi are pensie de parlamentar. Da, bineînțeles. Au și alte facilități. Dar are niște... La ei nu există lipsă. De la ora 2 până la ora 4 nu ne-a spus nimeni nimic. Băi, nu mai stați aici, fraierilor, sau a plecat și programul. Puteți să-i fac o reemisie. Să nu-i spui că... Da. Aveai de pomană acolo. Nu, a fost de pomană, a stat exact ca niște fraieri. Au stat acolo. Cabinetul închis, bineînțeles, program era program. Da, 4 ore au stat la în căldură. Da. Și 200 de kilometri. Deci un mac cerebral.